România în direct cu Tudor Mușat la Europa FM. Bine v-am regăsit! Discutăm astăzi despre cum strecurăm și alte activități în timpul programului nostru de serviciu. Sunați-ne la 0372069599 să ne povestiți despre cum și când ați făcut asta sau dacă nu voi, atunci colegii ai voștri sau dacă nici ei, atunci alți cunoscuți membrii ai familiei. Pentru că, vedem, e un sport pe care îl practicăm, să o recunoaștem, de multă vreme și foarte mulți dintre noi. Am plecat cu discuția de astăzi, vă spuneam un pic mai devreme, de la cazul agentului de poliție, cercetat acum de superiori, pentru că în timpul programului de lucru se afla la un salon de cosmetică pentru a-și pensa sprâncenele și din cauza asta a ratat și participarea la o misiune de intervenție unde fusese convocat. O să vă povestesc un pic despre asta, în caz că n-ați auzit despre ce e vorba, că e destul de amuzant, în ciuda gravității faptei, pentru că, repet, vorbim despre o misiune de ordine publică și de siguranță și atunci când ești convocat în așa ceva, e greu să găsești scuze pentru cineva care se duce la cosmetică, la înfrumusețare, în timpul orelor în care ar trebui să fie gata, prompt să răspundă oricărui apel. Da, mă rog, dincolo de asta, ce s-a întâmplat? Omul a anunțat și a anunțat colegul de patrulare, pe jandarmul cu care patrula, că el lipsește o oră, oră și ceva, că are programare la salonul de cosmetică. Jandarmul i-a zis să nu se ducă, că trebuie să fie de gardă și cum o să justifice dacă îi cheamă cineva și lipsesc? Că exact asta s-a întâmplat, cum se zice în popor, a avea gura pocită, nu? Exact asta s-a întâmplat pentru că au fost convocați cu toții să participe la o misiune de intervenție urgentă și agentul în cauză a lipsit. Jandarmul evident că a raportat ce s-a întâmplat. Interesant că polițistul în cauză a încercat să bage scuza că se afla la salonul de cosmetică într-o misiune de filaj. Numai că nici jandarmul nu i-a susținut declarația și nici cosmeticiana în cauză, care a zis, nu domnule, venise să se penseze. Omul se pensa, când a fost chemat, îi făcusem una din sprâncene, urma să o fac și pe a doua. Da, se întâmplă și sigur, e amuzant, oricât de penibil ar fi, dar plecând de la această situație, spuneam, încercăm să ne dăm seama câți dintre noi, de fapt, cu consecințe mai grave sau mai puțin grave, facem același lucru în timpul programului de serviciu. Acel program de serviciu stabilit la 8 ore sau 6 ore sau 4 ore sau câte ori fie ele, dar în orice caz, acel program care îți spune să fii la serviciu, nu să fii brambura pe străzi din când în când în timpul orelor de serviciu, deși sunt convins că există și angajatori permisivi care fac și lucrul ăsta și foarte bine că o fac, lasă timp probabil angajaților în orele de serviciu să-și rezolve diverse probleme. Vorbim despre cum fentăm programul de lucru, 0372069599, aștept apelurile voastre. Vi s-a întâmplat să faceți asta? Știți colegi sau cunoscuți care fac asta? Ce probleme ați rezolvat în timpul programului? Sau ce mici plăceri v-ați făcut pur și simplu? Am chef să ies la cofetărie, să stau la masă, mă întâlnesc cu cineva și deși nu e sarcină de serviciu, adică nu e întâlnire de socializare sau de business, mănânc o prăjitură și nu spun nimănui și mă întorc la serviciu și pare că am fost la etajul 2, la contabilitate în tot timpul ăsta. Care sunt cele mai întâlnite metode de fentat orele de serviciu despre care știți? 0372069599. Povestiți-ne despre această relație a voastră sau a colegilor sau a cunoscuților cu programul de lucru. Și îl salut pe Mihai. Bună ziua! Salut, Mihai! Unde ești? La serviciu? Dând telefoane? La radio? Glumesc. Sunt cam ca dumneavoastră, așa, am umblut pe teren foarte mult și atunci eu îmi fac singur programul, dar vă spun că am lucrat în foarte multe lucruri și la privat și la stat. Problema, dacă este să pornească, pornește de la stat. Am lucrat, de exemplu, în aceeași firmă când era de stat și apoi privatizată. Așa. O să observați că la stat se încearcă cu obstinație să nu se ponteze, să nu existe cartele de intale, să există chiar și li se aruncă, nu știu, contribuabilor în față un program. De la 9 la 13 eliberăm caziere. Asta e, veniți bine, nu, noi nu eliberăm caziere, certificate de deces și așa mai departe. Cu cât te duci mai mult în provincie, nu le eliberăm decât între anumite ore, în anumite zile și atunci omul
obișnuiți, care lucrează la privat, trebuie să se învoiască de la acel privat. N-are cum altfel, pentru că altfel nu și-ar putea rezolva problemele administrative. Bine, fie vorba între noi, dacă programul tău de lucru coincide cu cel al unei bănci comerciale, de exemplu, e fix același lucru. Nici nu trebuie să fie instituții care eliberează... Mă rog, să zicem că la bănci în ziua de azi poți rezolva online multe lucruri. Multe lucruri, foarte mult. Dar nu pe toate. Privații între ei și-au găsit tot felul de modalități în care să-și rezolve problemele online sau în afara timpului de lucru, inclusiv, nu știu, call center-uri care se deschise tot timpul, o să faci comenzi, primești facturi și așa mai departe. Pe când în relația cu statul și la trebuie să dai exemplu, apare această tentare a programului lucru la modul, cum să spun, pe față. Uitați-vă că, de exemplu, toate instituțiile sale sau aproape toate, vinerea lucrează mai puțin. Da. Dacă o să faceți socoteala la majoritate, o să vedeți că nu le ies orele alea de lucru pe lună. Mihai, știi ce se întâmplă? Cumva în sprijinul teoriei tale, dar completând-o cu încă un aspect, mie mi s-a întâmplat destul de curând să aștept la coadă la o primărie de sector și să văd cum anumiți angajați, mă rog, doi am prins eu, veneau, treceau cartela pe acolo, dar nu intrau. Ei pontau că au venit, după care îi spuneau paznicului, lipsesc și eu jumătate de oră. Lipsesc și eu jumătate de oră la 8:30 dimineața, adică despre asta vorbim. Am lucrat într-o firmă de pont, ai cartela și se închidea o portiță după tine, n-aveai cum să ieși de acolo dacă nu băgai cartela. Păi nu, că aici nici nu intrai. Mă rog, poate că și sistemul e făcut de asemenea manieră încât să permită genul ăsta de mici furtișaguri, exact. În sensul că treceai cartela, se deschidea ușa, o închideai la loc ca și cum ai fi intrat și plecai bine mersi. Dacă e un privat care într-adevăr vrea să facă chestia asta, nu o face așa cu sistemul ăsta lax din care se poți senta. Mie mi s-a cerut socoteală pentru 2 ore pe lună și după aia mi-am dat seama că eu de fapt ieșeam să-mi cumpăr mâncare mai ieftin într-un loc, veneam repede, mâncam într-un sfert de oră și stăteam mai puțin la masă decât angajații care mâncau la catering-ul firmei și stăteau o oră și. Și când le-am demonstrat, s-au cerut scuze, mă rog. A trebuit să mă gândesc, ce unde mi-e lipsesc mie 2 ore și ceva. În general, dacă o să observați, chiar și patronii trebuie să devină ei flexibili, pentru că, unu, angajații trebuie să-și rezolve probleme la stat și, doi, după aia mai găsesc și angajați care spun, auzi, domnule, la dumneata și așa programul e prea strict, mă duc la stat. Și iată, tu, patron, ai o concurență neloială din partea statului care permite tot felul de lucruri. Vedeți și cazul de față. S-a întâmplat unde? La stat. Era, mă rog, un polițist. Putea fi orice altceva. Da, cu siguranță. Atât, sau, mă rog, unii ar spune că nu putea fi orice altceva, că aș putea tolera de la un angajat de la fisc să lipsească jumătate de oră sau... Da, dar nu de la un polițist. La certificat de ce se făceau doamnele? Își duceau ouă înăuntru, șoferul le adusese și șoferul era trimis în piață, vezi, mi-a dus mielul, dar fără cap, eu nu-l iau cu cap. Șoferul instituției, cu mașina instituției. Aha. În fața contribuabilor. Ceea ce ar explica, această aglomerație. Da, mulțumesc mult, Mihai. Chiar mă gândeam, apropo de ce vorbeam cu colegul Sorin Niculescu mai devreme, despre aglomerația asta de pe străzi. Pentru că, da, evident, nu toți cei de pe străzi sunt curieri sau se duc la întâlniri de business sau sunt jurnaliști ca noi cu program seara sau câte oră, mijlocul zilei sau mai știu eu unde, freelanceri sau artiști sau șoferi. Dar uite că s-ar putea ca unii dintre ei să fie șoferi. Șoferi trimiși la cumpărături de alți colegi, inclusiv după miel. Mi-imaginez că trebuie să faci mai multe drumuri dacă toată instituția îți cere câte ceva. Odată te duci în obor după miel, odată te duci la minimarket după napolitane, odată te duci să iei un bax de apă de la nu știu unde, vezi că e mai ieftin acolo, ia de acolo. Da, s-ar putea explica. 0372069599, discutăm despre metode de fentat programul de lucru, cum strecurăm și alte activități în timpul orelor de serviciu, după modelul polițistului aflat la pensat sau nu numai, ce alte metode știți sau de care v-ați lovit, și de care v-ați amuzat sau de care v-ați enervat, poate, cine știe, că na, e frustrant când tu stai 8 ore la serviciu și îți faci treaba să-i vezi pe alții că intră, ies și lipsesc cine știe cât. Marian, te salut! Bună ziua, Marian sunt, da. Chiar sunt șofer, dar nu șofer pe mașină mică, ci șofer pe camion. Așa. Dacă vă spun că acum o lună a fost Paștele Catolic și eu am stat 8 ore la ieșire pe Lama Boș ca să pot trece punctul de frontieră duminică seara, atunci nu crede omul. Dar de ce? Deci cea mai mare pentă se face, cred că, la trecerile de frontieră. Vin oameni și acolo au 3-4 porți pe care poate să lucreze, da. Dar efectiv mi se spune că dacă nu-i coadă la camioane, atunci înseamnă că nu lucrează. Fac cos la camioane pe așa zisul fluxul mare de camioane care vin la graniță, dar efectiv nu e adevărat.
când ajunge acolo, domnul te treabă, ce marfă duci, ce transport, îți cere carte de identitate, îi dai, suită la ea, bine, mulțumesc, zi bun. Deci, efectiv, nu stai acolo 30 de secunde și pentru asta trebuie să stai ore în șir. Acum am intrat în țară pe la Nădlac, a fost o cadă de un kilometru. Mm-hmm. Un kilometru a stat 3 ore. Da, ia gândește-te, Marian, dacă ai fi făcut scandal, câte ore stăteai acolo în loc de cele 30 de secunde? Păi asta... Asta nici de-am curaj. De câte ori n-am sunat? Am sunat acolo la poliție, că e un număr de telefon, un telefon verde, că dacă vrei să anunți chestii, atunci sună acolo. Am sunat și așa, m-am întrebat, cum te cheamă numărul de camion, când am ajuns acolo, a, tu ești la care ai vrut să dai țapă, nu vine, îmi place, m-am ținut acolo de... uite, vezi? Deci, cu tot programul ăsta lor încărcat de cumpărături, cineva s-a găsit să studieze, să vadă cine-i reclamă. Păi și da, să... Și în loc să se îndrepte, să se răzbune, nu? Exact. Te ține acolo de... După aia mai bine taci din gură și înghiți. Dă-i, când ai terminat, ai trecut granița eventual, dacă trebuie să termina programul, când noi avem program de 13 ore, efectiv, pe zi. Se poate prelungi la 15 ore. Și dacă ăla prelungești, după aia vin domnii ăștia care ne opresc pe drum și te întreabă, hai să vedem programul tău, ce ai lucrat într-un lună și dacă ai depășit, începea bineînțeles de 1000 de lei, 1500 de lei, 2000 și apoi întrebă că rentează așa ceva. Deci, efectiv, se chiulește angro, nu așa... Știi ce? Mai bine spui, mă duc eu și vă fac cumpărăturile și vin, dați-mi un telefon, spuneți-mi ce să vă aduc, ca să nu mai plecați din tură, mă gândesc. Ar fi exact, o variantă. Exact. Mulțumesc exact. Foarte mult, Marian. 0372069599. Continuăm să strângem metode de fentat programul de lucru și în același timp și scuze pe care le-ați auzit, hilare sau poate pertinente, pentru care cineva lipsește. În cazul polițistului, omul a fost sincer. El i-a spus jandarmului, vezi că mă duc la pensat. Putea să spună, am o urgență, am o mătușă bolnavă, mă duc să-mi iau pastile, mă duc să iau un anume tip de apă, că nu beau decât din aia când face rău alta sau ceva. Nu, omul i-a zis, mă duc la salon, la cosmetic, am programare la pensat, numai că, ce să vezi, a lovit misiunea în timpul ăsta și nici colegul n-a fost cooperant și a turnat, cum se spune. 0372069599, metodă de fentat, programul de lucru, cât de des vi se întâmplă? Ionuț, ești în direct. Îl mai avem pe Ionuț? Ionuț, bună ziua! Nu. Mergem mai departe? La Anca? Ionuț, bună ziua, te ascultăm. Nu, Rodica. Rodica, bună ziua. Alo, bună ziua. Așa. Ne-am încurcat între, da, în ascultători. Te rog, Rodica, bună ziua. Vă sunt din Oradea și în legătură cu subiectul noastră care îl dezbateți astăzi, pot să vă spun și varianta și ce am pățit-o eu. Am lucrat 21 de ani la patroni și întotdeauna când aveam o problemă lucrând doar schimbul de dimineață de la 6 la 2 jumate și nu puteam să rezolv acea problemă după amiază, întotdeauna trebuia să mă cer de la patron să mă învoiesc. Și de fiecare dată, să zic, mințeam că îmi trebuie 3 ore, ziceam că într-o oră rezolv tot. Așa. Pentru că în momentul când îi spuneam că îmi trebuie 3 ore, păi nu te las, știți? Și învățându-mă că nu mai trebuie să spun adevărul întotdeauna, spuneam, uitați, în data de aș avea nevoie să mă învoiți o oră. Întotdeauna mi se spunea, ok, o să te învoiesc, dar recuperez orele. Uh-huh. Și de cele mai multe ori așa am procedat. Pentru că degeaba am încercat să-i spun, știți că am o problemă așa și neapărat trebuie să rezolv, o să am nevoie de 3 ore, păi 3 ore nu poți să te la, știți? Deci 3 ore nu, o oră da, o oră pare acceptabil unui patron, da, riguros. Și mergeam în oraș, îmi rezolvam probleme, reveneam la serviciu și rămâneam exact timpul cât eu am lipsit de la... Dar rezolvai ce spuneai că rezolvi sau de fapt te duceai să faci altceva? Nu. Deci chiar aveam probleme care trebuiau rezolvate, uh-huh. Deci nu erau gen mers la cumpărături sau alte. Da, în jurul tău existau colegi care făceau asta, pretextau diverse probleme și de fapt se duceau nu știu, la film deci, sau să se întâlnească cu iubita. Atunci, sau... Nu, deci în domeniul în care lucram trebuia să fim toți prezenți ca să meargă producția. Și nu se putea ca unul dintre noi să lipsească. Eu, dacă îmi dădea voie să plec,
îmi lăsa ultima fază, lucram la încălțăminte, la cusut, și atunci îmi lăsa ultima fază, care după mine nu mai trebuia să facă nimeni decât colega care era cetecistă și verifica fiecare bucată de fex și așa mai departe. Acum, din 2014, lucrez la stat. Și altă viață, nu? Nu, ascultați-mă, vă rog frumos, să aveți răbdare. Așa. Da, știu că multă lume vă ascultă, dar acum sunt asistentă medicală și vreau să vă spun că eu nu pot să-mi permit, eu la 7:10, indiferent că intru pe tura de zi sau pe tura de noapte, trebuie să fiu la serviciu, iar în alea 12 ore, că lucrăm de la 7 dimineața la 7 seara sau 7 seara, 7 dimineața, eu nu am voie să părăsesc secția. Și în momentul când plec la analize, la farmacie, la unde mai am probleme în spital, când am voie pe alte secții, numai strict ce ține de noi, întotdeauna trebuie să-i spun la colega cu care sunt pe tură, vezi că plec acolo, vezi că plec dincolo și inclusiv când mă duc să mănânc. Pentru că noi lucrăm pe saloane, niciodată nu știm când vine un medic să spună, uite, la pacientul X, și atunci colega să știe că eu unde sunt. Cam ca polițistul, da? din povestea adevărată, da, că nici ăla nu are voie să lipsească din post, și la fel și voi, nu? În cazul vostru, misiunea de urgență e salvarea de vieți. Da. Exact. Iar în legătură cu domnul polițist, în momentul când am avut nevoie de cazier, lucrând tot la patron, am mers 3 zile ca să-mi scot acel cazier, pentru că toată lumea știe că în momentul când ai nevoie de cazier, trebuie să mergi personal, nu poți să dai buletinul la nimeni. Și tot așa am mers 2 zile, am ajuns la 3:20, programul era până la ora 3, n-am mai găsit pe nimeni. În următoarea zi m-am cerut o jumătate de oră, iară, de la patron, ca să ajung și eu totul la 2 și ceva, să pot să-mi scot cazierul. Și în următoarea zi am rămas o jumătate de oră, să-mi recuperez ora. Și așa că, într-adevăr, sunt locuri de muncă unde poți, în timpul liber, indiferent că ești la patron sau că ești la stat, poți să te strecori, să mai faci unele lucruri sau să rezolvi unele probleme. Dar nu trebuie să generalizăm lucrul acesta, pentru că depinde de locul de muncă. Da, evident, Radica. Mulțumesc foarte mult pentru povestea împărtășită. 0372069599. Mergem mai departe cu Nicu. Nicu, bună ziua! Salut, Nicu, sunt din Cluj. Ai fentat programul de lucru vreodată sau știi pe cineva care face asta și sub ce motiv? Da, eu lucrez în vânzări la o firmă de distribuție. Programul este flexibil, avem cele 8 ore, dar programul este flexibil. La fel, majoritatea situațiilor în care avem nevoie să ne cerem de la serviciu, ne cerem pentru situații concrete. Uite, ieri, spre exemplu, am oprit câteva minute la primărie, trecând pe lângă primărie, de am plătit serviciu de salubritate în Florești, scuze, nu în Cluj, la primărie. Da, eram singur la caserie, na, câteva minute, dar nu am când, pentru că primăria are program scurt, sau la fel ca și mine, după ora 17-18, ei nu mai lucrează. Dar sigur că da, eu sunt plătit după realizări, nu după programul de muncă. Și oricum, tu ești unul dintre cei pe care probabil dacă îi întâlnesc în trafic, n-ar trebui să mă mir că e acolo, nu? Pentru că te duci din loc în loc ca reprezentant de vânzări, imaginez. Da, așa e. Cum ziceam, n-o fi toată țara formată din agenți de vânzări, curieri, șoferi profesioniști sau freelanceri. În fine. Da. Dar la fel, la mine la depozit, colegii mei și chiar și eu am card de acces. Intrăm, ieșim, se vede acolo când am intrat, când am ieșit. Nu pot, de exemplu, dacă am intrat, să mai intru încă o dată, trebuie să și ies cu cartela respectivă, să scanez cartela și la ieșire. Sunt mecanisme care pot să te verifice așa. Iar colegii mei, dacă au nevoie de o jumătate de oră, o oră, să meargă undeva pentru probleme strice, nu știu, primărie, uite, în cazul meu sau în altă situație, la bancă, la asta, sigur că îi învoim pentru lucrurile acestea, pentru că nu ai când să le faci decât în programul în care îl avem și noi, și atunci e normal să nu pierd o zi întreagă de concediu doar pentru a rezolva o situație. Iar cine rămâne face suplimentar ce trebuia să facă colegul respectiv, dacă este nevoie.
Da. Adică eu n-am cerut niciodată să stai mâine o zi în plus sau jumătate de oră în plus sau ăsta că ai lipsit o jumătate de oră. Pur și simplu i-am lăsat să meargă să-și rezolve problema, mai ales că sigur că da, nu sunt, nu apar situațiile acestea zilnic sau lunar sau poate chiar mai rar. Mulțumesc foarte mult, Nicu. A scris cineva pe Facebook și mi se pare amuzant că în ultima oră predată online și-am muiat picioarele în lighean că urma să-și facă pedicura o doamnă, probabil. Asta apropo de ce poți face în, chiar în timpul serviciului ca extra activitate nevăzută, neștiută de nimeni, dar asta poate că merită o altă discuție. Nu știu dacă e și asta ofentare a programului de lucru, pare mai degrabă un fel de multitasking din ăsta în care nu îmbini neapărat sarcini de serviciu, ci mai îmbini și activități personale cu sarcinile de serviciu. E un fel de ascultat muzică la căști, deși, mă rog, asta dacă nu împietează asupra programului de serviciu, poate fi chiar un lucru bun. 0372 069599, sunați-ne să vorbim despre relația noastră cu programul de lucru. Apropo, stau și mă întreb dacă nu cumva, pentru că pomenea primul nostru interlocutor de lucrat la stat mulți ani de zile, poate că ni se trage cumva de la dorința aia de a fenta programul de la stat atunci când nu exista decât stat și lucru la stat. Știu că unora dintre voi li se pare ceva imposibil, dar lucrurile astea s-au întâmplat în România. Și atunci aveam senzația aia că luăm și noi ceva înapoi, că e micul nostru gest de frondă, că fentăm acest stat totalitar, abuziv, din seria noi ne facem că muncim, ei se fac că ne plătesc, nu? Cam așa era vorba pe vremea aia. Îi spun bun venit lui Dan. Salut, Dan. Bună ziua. Salut. Eu am lucrat ca angajat vreo 4-5 ani de zile. Și am fost recrutat din liceu, adică de tânăr. Managerul companiei unde am lucrat a băgat în mine cu forța o etică a muncii și un tip de profesionalism de urmat și de învățat, pentru că ulterior când am ajuns să am și eu oameni angajați și așa mai departe, să lucrez în același stil. Deci cât am fost angajat, n-am fentat deloc. Așa. Așa am fost educat. Am ajuns angajator și soția mă acuză în momentul de față că am tot timpul din lume și pot să fac ce vreau și tot aleg să muncesc în loc să mă duc să mai rezolv una alta. Oh, dar stai că nu-i deloc așa. Nu-i deloc așa, ca angajator cred că ai o grămadă de mii de alte griji, probleme, stres, nedormit noaptea. Legat de lefurile pe care trebuie să-l plătești, legat de dezvoltarea afacerii tale, da, n-aș zice că e ușor ca angajator. Se adună mai ales noaptea. E. În loc să dorm 6 ore, dorm 3 jumate și restul stau și mă uit în tavan ce fac mâine, ce urmează. Dar, cum ce faci? O sesiune de cumpărături, uite, poate că ai putea urma sfatul soției, poate că te detensionează și vezi lucrurile altfel. Știi că e bine să mai ieși din birou din când în când, să schimbi perspectiva. În birou. Plătesc o chirie la birou unde stau 3 zile pe lună, că în rest sunt numai pe teren, numai la clienți, numai alerg non-stop. Angajații mei pe de cealaltă parte mă fentează cu orice ocazie pot. Deci știi, deci te prinzi. Și eu știu și eu. Adică e clar. Cum? Ce scuze și bagă? Dan, ce scuze îți bagă de alea din transparente de-ți dai seama că mint din avion? Păi, nici nu mai e nevoie de scuze în momentul în care zice au niște activități de îndeplinit, da? Programul se știe, o intervalul orar în care trebuie să lucreze și ce activități trebuie să ducă la finalitate pe ziua respectivă. Ai făcut? Am făcut. Totul este bine. Și când se fac verificări video, adică sistemele de supraveghere, etc., etc., el n-a făcut. Și când îl întreb, de ce zici că ai făcut dacă tu situația este total diferită? Da. Am greșit, șef. Iertați-mă. Și dacă nu vă convine, eventual căutați-vă altul că e criză de mână de lucru oricum, nu? Nu, e pe invers. În domeniile în care eu lucrez, eu am de unde să-mi aleg. Aha. Am oameni care stau la rând să se angajeze. Dar, din păcate, nivelul lor este cam același. Toți. Și ce fac totuși? Respect aceeași etică a muncii, adică inexistentă. Dar te-ai prins ce fac în timpul programului? Adică zic că fac și de fapt ce fac? Stau într-un cot sau pleacă undeva?
se duc să facă orice, să-și plătească facturi, să-și rezolve probleme cu băncile, să-și ia soția de la muncă, să-și ducă copiii la grădiniță. Și cele mai des scuze, că tot ai întrebat de scuze, da. Și cele mai urâte și cele mai dese și când le aud, nu-mi dau seama din start, e copilul bolnav. Este cu tare bolnav. Deci asta cu bolnavul, eu cred că am 30 de oameni, toți sunt fie bolnavi, fie au rude bolnave, deci cel zilnic. Dacă se întâmplă zilnic, înseamnă că nu s-a întâmplat. Înțeleg ce spui, Dan, că te gândești așa, știi, e lucruri cu care nu-i bine să glumești, se zice, mai ales în contextul ăsta foarte complicat. Îți mulțumesc că ne-ai sunat. Stau și mă gândesc că în condițiile astea, prin comparație, polițistul onest care i-a spus colegului că se duce la pensat și nu în altă parte, poate că, na, are așa jumătate, un sfert, un 0,1 punct în plus, măcar pentru onestitate, chiar dacă, sigur, motivația și stilul sunt total aiurea. Nicolae, bun găsit! Bună ziua! Te salut! Două chestiuni vreau să vă povestesc. Am o chestiune simpatică. De 13 ani am o firmă de proiectare. Avem o firmă de proiectare de 13 ani și aveam la o primărie, pot să și spun primăria Zalău, aveam o întâlnire cu un funcționar de acolo care lucra la birou tehnic. Ne ocupam de, mă rog, o stradă de aici și trebuia să discutăm ceva aspecte tehnice. Și am o întâlnire în joi. Nu stabilisem exact ora, l-am rugat să mă sune joi dimineața să stabilim mai exact ora și m-a sunat joi dimineața și zice neapărat trebuie să ajungi la mine până în ora 1, că până în ora 1 că o jumătate de oră avem discuția și pe 1:30 trebuie să o finalizez. Păi zic, bun, o să încerc, dar nu știu dacă reușesc. Nu, este neapărat, trebuie să ajungi, pentru că, zice, eu mi-am luat mâine o zi liberă, o zi de concediu, mâine era vineri, da? Mi-am luat mâine o zi de concediu și, zice, astăzi plec la ora 2. Prima dată a stat așa, m-am gândit, zice, cum adică dacă ți-a luat mâine liberă, să pleci la ora 2? Ideea este că s-a împământănit o chestiune la... stat, în unele instituții, nu spun că peste tot, că ei merg mai repede cu o jumătate de oră în fiecare zi la serviciu, astfel încât vineri să pleacă mai repede, pleacă la ora 2. Nu știu dacă știți aspectul ăsta. Dar și este chiar vin mai devreme cu jumătate de oră? Sau acum, e doar așa din vorbe? Probabil că vin să-și bea cafea, știu eu, vin... Mai merg, mai nu am stat să le fac pontajul. Da, e interesant, da. Asta o vezi prin comediile, prin, nu, că îmi iau liber că mâine am concediu sau sunt obosit după concediu. Asta, mă rog, nu e chiar de comedie, mă rog, deci, adică, se pare că e și un fenomen care ni se întâmplă tuturor. Nu știu dacă ați mai auzit, dar e împământănită chestiunea asta în instituțiile statului, că ei vinerea pleacă la ora 2. Ei și omul ce făcuse? Își luase liber vinerea. Dar își mutase, transformase joia în vineri, adică nu. E un fel de vineri mai mică, nu... da. Dacă vinerea e noua sâmbătă, atunci joia e noua vineri, nu? Cam așa ceva, da. Înțeleg. Da, asta era chestiunea. Pe de altă parte, vreau să vă spun că și eu am lucrat până acum 13 ani, când am început o firmă de proiectare, am lucrat la cineva care era destul de strict în ce privește programul. Gen, cartele, camere de filmat, peste tot, erau probleme și dacă, mă rog, ieșai la țigară, eu sunt fumător. Era foarte, foarte strict din punctul ăsta de vedere și nici lucrul ăsta nu este bun. Eu, la mine în firmă, am încercat pe cât posibil să-i fac pe colegii mei să conștientizeze că, mă rog, de acolo trăim tot și lucrurile trebuie să meargă. Sigur că noi avem termene limită de predata unor anumitor proiecte, ei știu acele termene și atunci nu este obligatoriu să stau eu cu ochii pe ei, că domnule, cât lucreze astăzi. Că, da. Pentru că un om poate să lucreze în 6 ore sau să stea 9 ore sau 8 ore fără să facă nimic, numai să tot bâzie clicul pe ecran. Dar cred că undeva lucrurile trebuie să se întâlnească la mijloc și anume oamenii să fie conștienți că trebuie să-și facă treaba și
până la urmă e o chestiune și patronul să fie conștient că dacă banca sau primăria sau alte instituții au program care se suprapune cu cel de lucru, poate ar trebui să mai lase de la ei uneori, exact, și să nu-i forțeze, exact, pe angajați, absolut, să mintă că au cine știe ce urgență. Exact. Da. Eu de 13 ani n-am avut nicio problemă. Vreau să spun că s-au ales oamenii singuri, adică care e bine crescut și are bun simț, știe, și niciodată n-am avut o problemă să, cu colegii. Da. Colegii mei întotdeauna vin și spun, Nicu, uite, trebuie să plec o oră, trebuie să plec astăzi mai repede. Niciodată nu am întrebat de ce, cum. Da. Eu am noroc de angajați care au acest bun simț și eu nu simt că exagerează. Mulțumesc, Nicolae. Stau și mă întreb, uite, apropo de asta, e și aici o nuanță. De la acest trebuie să plec la aș putea să plec. În unele cazuri e o diferență și dacă trebuie, se subînțelege că orice ai face tu, eu trebuie, poate că nu e cea mai bună relație de serviciu. 0372069599, discutăm astăzi despre cum strecurăm alte activități în timpul programului de serviciu, nu neapărat că e vorba de mers la pensat când ai misiuni de urgență de făcut ca polițistul respectiv, dar dacă te-ai dus să-ți rezolvi probleme, dacă știi colegi care o fac, dacă ți-ai făcut mici plăceri în timpul programului de lucru, pretextând că ai nevoie de timp pentru altceva sau neanunțând pur și simplu, plecând și sperând că nimeni nu-ți observă lipsa. E în direct cu noi Ștefan Benone, bună ziua. Bună ziua. Ești în direct, Benone. Ascultător Europa FM. Aș vrea să fac o paranteză în legătură cu domnul care a fost la pensat. Cum să nu se întâmple lucrurile acestea, dacă de moment ce banii sunt banii mei și adunatul din care e plătit el, sunt bani publici. Păi nu, eu înțeleg asta, dar mai sunt și alții plătiți din bani publici, dar să și mai imaginez cum ar fi un doctor să plece, să se ducă la, nu știu, când are o operație de făcut sau când e un pacient la UPU care are nevoie. Cred că se întâmplă și în zona asta, dar, mă rog, nu se mediatizează. Dar ce vreau să zic, eu lucrez conducător auto de ceva vreme la o firmă din Belgia. Și mă întâlnesc cu un coleg de-a meu, un fost coleg de-a meu, într-o parcare din Franța, și zice, mă, cum e la voi acolo? Așa. Zic, bine, noi, regimul nostru de lucru, e undeva la 90 de ore pe două săptămâni numai de condus, plus că e munca fizică, munca de... avem și noi de completat niște documente. Nu sunt făcute astea, se atrage atenția o dată, se atrage atenția de două ori. Sunt foarte politicoși. A treia oară mergem acasă. Mă întreabă colegul meu, zice, cum e acolo la primă? Uite, asta. Și nu puteam ca pe vremuri să mergem astăzi să conducem 6 ore și... să ne oprim când vrem noi, colegul, zic, tu rămâi acolo la firma unde ești tu, acolo se poate, aici nu se poate așa ceva. Da, și probabil că nici la firma unde e acum nu se mai poate multă vreme, mai ales că eu, din câte știu, voi aveți niște reguli speciale și niște sisteme de urmărire, control, așa sunt legile legate de transporturi. Sisteme de control care, dacă nu efectuează orele care le-a, vă repet, mi s-a tras eu atenția o dată, a doua oară, a treia oară mergem acasă, de căutăm în altă parte. Da. Benone, ce pot să zic? Oamenii ăștia n-au simțul umorului, uite, și nu au înțelegerea asta. Îți mulțumesc pentru apel. Nu au trăit în România. Nu știu că atunci când tu spui că mă duc la primărie, tu de fapt te duci la prăjitură. Sau când spui mă duc la doctor, tu de fapt te duci în mall. Alexandru, ești în direct. Bună ziua! Bună ziua, Tudor! Mulțumesc pentru primire. Voiam să spun doar că este o diferență foarte mare din modul de a privi lucrurile în România. Așa. Datorită faptului că programul de lucru este cu mult diferit față de ceea ce trăiesc persoanele din Occident. Adică persoanele din Occident își pot lua liber luni, marți sau marți, miercuri, au cele două zile libere și au un program de 8 ore pe zi. Atunci, în Occident, este foarte simplu să le și spui, băi, nene, nu ai cum să pleci de la muncă datorită faptului că ai timp, ai avut alea două zile libere. Alea două zile lucrătoare în care să te duci la bancă, adică să nu zici că ți se suprapune programul cu al băncii sau cu al doctorului. Exact. Da.
având în vedere că în România sistemul este creat de așa natură, încât marea majoritate a persoanelor lucrează de luni până vineri sau de luni până sâmbătă sau de luni până duminică, într-adevăr trebuie să fii oarecum, să ai și puțină empatie față de ei. Adică dacă tu persoanelor pe care le ai în subordine, angajaților, empatizezi cu ei și le spui, bă, ne uite care e treaba. Eu prefer, eu vorbesc din punctul meu de vedere, pentru că așa am o relație creată cu angajații mei. Veniți la mine, îmi spuneți adevărul, îmi spuneți ce probleme aveți și vedem cum o putem rezolva. Ai probleme cu factura. Nu-i nicio problemă. Uite, dacă tu trebuie să fii la muncă, dă-mi încoace și trimite-o pe cineva. Ești sau... patron, înțeleg. Ești angajator, nu? Sunt un lider, nu sunt un patron. Aha, am înțeles. E o diferență mare. Da, da, da. Bun, da. Adică atâta timp cât în sensul că ai angajați, înțeleg ce spui, dar ai angajați. Ok. Da. Dacă tu înțelegi angajații, angajații o să te înțeleagă și pe tine și cu siguranță nu-și permit. Este responsabilitatea aia morală pe care fiecare om are, sădită, care nu poate să te mintă. Dă-mi voie să te întreb ceva, Alexandru, legat de ce spui. Ți s-a întâmplat să vezi situații în care, tocmai pentru că există relația asta specială și tocmai pentru că ei știu că le dai voie să forțeze nota și să mintă că au de făcut anumite lucruri, spunând, oricum la noi în firmă se poate, la noi în firmă se practică, ce mă costă să inventez niște drumuri pe care le-am de făcut? Adică ți se pare că s-a întins coarda profitând de bunăvoința asta? Da, s-a întâmplat. Mhm. Și persoana respectivă, la primul briefing pe care l-am ținut, i-am dat de înțeles că este ultima dată când poate Aha. să mai facă ceva de genul. Deci te-ai și prins, pentru ți-ai și dat seama. Da, te prinzi, că nu, exact cum spunea un antevorbitor. Dom'le, deja când îmi spune că copilul e bolnav și alea care le-am și zis, bă, nu veniți cu din astea de copii de 2 ani la mine, pentru că nu ține și nu e bine să cobești. Că ți, Doamne ferește, ți se întâmplă să-i fie rău la copilul tău și eu, unul, nu o să-ți mai dau voie. Sau îți zic în felul următor, alegi să pleci, da, nu e nicio problemă, e ultima dată. Ca să nu mai zic de situațiile în care te poți întâlni cu el în mall, pretextând că el e la doctor sau un alt coleg, dacă exact. Toată lumea face, fentează programul de lucru, să se întâlnească și pe urmă să-l pârască. Îți mulțumesc, Alexandru, mulțumesc tuturor celor care ne-au sunat și care ne-au scris și pe Facebook, că e o colecție interesantă acolo de, și vă invit să o urmăriți, de metode de fentat programul de lucru. Nu cam îndemna la așa ceva, ci pur și simplu ne amuzăm de ce fel de scuze se găsesc și ce fel de pretexte. Ne auzim și mâine la România în direct. Pe curând! Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.